Cum putem să ne dăm seama dacă cineva are sau nu o problemă de încărcare cu metalele grele? Ei bine, este foarte complicat, pentru că, de obicei, acești pacienți se prezintă la mulți specialiști cu simptome vagi, aparent fără legătură unele cu altele, care pun în dificultate medicul și care, conform protocolelor actuale, nu pot fi încadrați într-un diagnostic standard. Pacienții pot să vină cu simptome de tip neurologic, oboseală cronică, cefalee, parestezii, tulburări de mers, uneori chiar și tulburări de vorbire, sau pot să se prezinte cu boli autoimune, sau pot să vină pentru sterilitate, sau pot veni chiar cu simptome psihice de tip anxietate, atacuri de panică, uneori chiar și cu tulburări din spectrul psihotic. Pe de altă parte, chiar și o mare parte din pacienții cu cancer, atunci când sunt testați pentru metale grele, arată o încărcătură considerabilă cu mai multe tipuri de metale toxice. Ca să ne facem o idee mai exactă, de exemplu, mercurul este numit marele imitator pentru că patologia indusă de mercur poate imita foarte multe alte boli cronice.